Vâlceanul are 28 de ani, iar ziua de Sfânta Maria și-a petrecut-o în munți. Nu pentru că și-ar fi dorit asta, ci din cauză că s-a aventurat prea mult și nu a mai nimerit drumul către casă. Tânărul a sunat imediat la 112, iar o echipă formată din 3 jandarmi montani a plecat în căutarea sa. A fost primit un apel telefonic efectuat prin Sistemul Național Unic pentru apeluri de urgență 112, prin care o persoană a sesizat faptul că s-a rătăcit în zona vârfului Nedeia, în apropierea unei stâni din munții Căpătânii. 3 jandarmi montani din Rânca au fost direcționați în zona indicată. Aceștia au ținut permanent legătura telefonică cu solicitantul, care de altfel se afla într-o zonă la limita de județe dintre Gorj și Vâlcea, iar după parcurgerea aproximativ 100 de kilometri și căutări pedestre în acest timp, pe teren greu accesibil, timp de noapte, distanță mare de zona unde persoana a menționat că s-a rătăcit, jandarmii montani gorjeni l-au identificat în cursul zilei de astăzi la ora 06:40. Bărbatul a fost căutat mai bine de 10 ore, fiind găsit abia spre dimineață. Pentru a evita astfel de situații, jandarmii vin cu câteva recomandări. Și această misiune este încă o misiune de căutare a unei persoane încheiată cu succes de către jandarmii montani, care sunt pregătiți să intervină operativ pentru salvarea persoanelor aflate în dificultate în zone greu accesibile. Recomandăm tuturor care se află în zone montane să aibă asupra lor un telefon, să-și păstreze calmul și să ofere informații exacte privind poziția în care se află, astfel încât echipajele de jandarmi sau să-i poată găsi în cel mai scurt timp. Din fericire, bărbatul nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost transportat în localitatea Polovragi pentru a se deplasa spre domiciliu.